Handball Club Zalău se deplasează la Ploiești la finalul acestei săptămâni pentru duelul de duminică cu formația locală din cadrul etapei a treia a returului. În tur, echipa lui Tadic s-a impus cu 30-29 în fața handbalistelor de la CSM Ploiești. Revenită pe locul 8 după victoria de miercuri obținută pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Craiova, Handball Club Zalău va avea o misiune foarte grea la acest final de săptămână. Echipa lui Tadiș va evolua în deplasare pe terenul formației CSM Ploiești, în fața căreia s-a impus la limită în partida tur cu scorul de 30-29. Ploieștencele au făcut achiziții importante înaintea începerii actualului sezon, iar în acest moment ocupă locul 6 cu 24 de puncte acumulate. Acum nimic nu e imposibil, dar pentru noi posibil înseamnă să prindem o zi de excepție sau câteva jucătoare să prindă o zi de excepție. Noi nu avem, din păcate, perioade lungi în care să reușim să facem joc foarte bun. Avem perioade, avem jucătoare care joacă mai bine în unele meciuri, mai puțin în altele. Sigur că sperăm, dar și Ploiești o echipă care a avut evoluții bune în ultima perioadă, o echipă cu jucătoare valoroase, încercăm să obținem ceva, dacă va fi posibil. Nu știu, sper să fie. Tot în cadrul etapei de la finalul acestei săptămâni mai sunt programate partidele HM Roman cu Corona Brașov, CSM București cu Rapid București, HM Baia Mare cu Alba Sebeș, Unirea Slobozia cu Dunărea Brăila, Universitatea Alexandrion Cluj cu Măgura Cisnădie și Universitatea Craiova cu HM Râmnicu Vâlcea.